Petrolul Ploiești în prima ligă. Meciul între Petrolul și FC Brașov a avut și momente mai puțin plăcute, mai ales din minutul 60, atunci în grupul United al suporterilor aflați la peluza a doua a fost evacuat. Acesta dorea să afișeze un banner pe care scria: pe site aflăm arbitrii din comunicate, însă abuzurile sunt uitate. Mesajul a fost interzis și confiscat de forțele de ordine, iar suporterii au părăsit stadionul. Galeria Lupii Galbeni și alți spectatori de la tribuna a doua au decis să fie solidari cu aceștia și au ieșit din arenă. Într-un comunicat oficial, Galeria Petrolului spune că a recurs la acest gest ca urmare a confiscării abuzive, fără vreun temei legal, a bannerului, dar și din cauza cenzurării dreptului la liberă exprimare. Jucătorii Petrolului susțin că sunt alături de suporterii implicați. La rândul său, conducerea clubului afirmă că decizia interzicerii uneia dintre mesajele afișate nu îi aparține. Oficialii susțin că nu au fost înștiințați sau consultați înainte ca forțele de ordine să intervină pentru ridicarea respectivului banner.